Vă oferim o cutie. Așa. Și o semnătură aici. Astăzi, municipiul Buzău a început distribuția măștilor gratuite achiziționate de Guvernul României pentru mai multe categorii de persoane defavorizate. Direcția de Asistență Socială a Primăriei a primit din depozitul Direcției de Sănătate Publică doar o treime din necesarul pentru cei peste 6.000 de potențial beneficiari din orașul Buzău. Am ridicat 2.120 de cutii de măști. Estimarea noastră era la 6.070 de cutii de persoane care ar trebui să beneficieze de aceste măști. Așa cum vă spuneam, aceasta este prima tranșă. De astăzi am început să le distribuim. Autoritățile au stabilit 3 puncte unde se împart măștile pentru persoanele din municipiul Buzău. Sediul Direcției de Asistență Socială Alexandru Marghiloman 29 pentru persoanele încadrate într-un grad de dizabilitate. Sediul Cantinei de Ajutor Social de pe strada Speranței pentru persoanele care beneficiază de ajutor social conform legii 416 și persoanele care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei acordată conform legii 277. Și mai avem în Parcul Crâng, a doua alee pe partea stângă, pentru pensionarii care beneficiază de indemnizație socială de 704 lei. 704 lei era la momentul când s-a solicitat întocmirea listei de pensionari. Fiecare beneficiar primește câte o cutie care conține 50 de măști de protecție. Foarte bine venite măștile. Da, bineînțeles că oricum sunt scumpe numai. 704 lei, soțul are 1200, cum să spun. La sediul Direcției de Asistență Socială funcționăm de la ora 8.30 la ora 12.30, cu o pauză de o jumătate de oră pentru dezinfecție și apoi reluăm programul la ora 13 până la ora 16. Iar în cele două puncte pe care vi le-am spus, sediul Cantinei și Parcul Crâng, de la ora 9 la ora 12, de la ora 12.30 la ora 16. Adresăm rugămintea și persoanelor îndreptățite și celor care au cunoștințe, prieteni, rude, să facă cunoscut această acțiune a Direcției de Asistență Socială, astfel încât să beneficieze toate persoanele și să nu prelungim perioada de distribuție. Majoritatea celor trecuți pe lista de acordare a măștilor gratuite din municipiul Buzău sunt persoane cu pensia minimă, în evidențele autorităților fiind peste 3.800 de cetățeni cu astfel de indemnizație socială.